Slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl nostru din ceruri, Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Sfânt în veci. Amin. Amin. Nu știu ce să mai zic. Frați și surori, ați știut că în seara aceasta sunt eu la cuvânt cumva, care a cântat? Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Vă mulțumesc din tot sufletul meu pentru că pe mine cântarea lui Dumnezeu mă zidește mai mult decât orice. Mă întărește când treci prin necazuri și prin greutăți și îți aduci aminte, cum spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 137, că biruitorii lor le cântau cântări de laude pe malurile râului Babilonului. Îți aduci aminte de cântarea de laudă care s-a cântat aici în casa lui Dumnezeu și vii ziua următoare și treci prin probleme și prin necazuri. Dumnezeu este Cel ce te poate ridica. Dumnezeu este Cel ce te poate întări, slăvit să fie numele Domnului. Și cântarea care a cântat-o frații, suntem ostași a lui Hristos. Ne-am încadrat în această armată a lui Hristos. Și la sfârșit, dacă vom alerga cum trebuie, vom primi cununa din partea lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Doamne, ajută-ne să luptăm lupta cea bună a credinței, să ne sfârșim cu bine alergarea pe pământul acesta și să luăm aminte la orice lucru care se petrece aici în casa lui Dumnezeu. Am simțit de când a început, de când am intrat și cântările acestea care m-au ridicat așa în sus, am simțit o atmosferă dumnezeiască aici în mijlocul nostru. Și eu cred că totdeauna Dumnezeu își ține promisiunea. El spune că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, El este prezent, slăvit să fie numele Domnului. Mulțumesc frumos din toată inima, în primul rând lui Dumnezeu și pe urmă dumneavoastră tuturor celor ce ați cântat atât de frumos, că poate că n-ar mai fi trebuit să predicăm în seara aceasta și să încheiem cu o rugăciune de mulțumire pentru felul minunat în care lucrează Dumnezeu în mijlocul nostru, slăvit să fie numele Domnului. Dar este nevoie și de cuvânt, este nevoie și de învățătură din cuvântul lui Dumnezeu, ca plecând de aici toți să rămânem zidiți sufletește, întăriți în credința în Domnul nostru Iisus Hristos și să alergăm înainte spre premiul chemării cerești. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Aș vrea să spun câteva lucruri. M-am gândit în seara aceasta la un cuvânt al lui Dumnezeu de când fratele Radu mi-a spus ce am putea să învățăm noi în seara aceasta din cuvântul lui Dumnezeu, ca plecând de aici să ne ducem cu toții împreună, zidiți sufletește în inimile noastre, ca să creștem, să ajungem la statura plinătății lui Hristos, ca să putem să alergăm. Și vreau să vă spun un lucru, nu știu de ce, dar e un lucru extraordinar, noi trebuie să credem, am vorbit și s-a vorbit despre învierea, despre patimile Domnului Iisus Hristos de Paști, despre învierea Domnului Iisus Hristos în ziua întâia a săptămânii de Paști, s-a vorbit despre mărturiile care sunt scrise în cuvântul lui Dumnezeu despre arătarea Domnului Iisus Hristos și azi dimineață s-a vorbit despre arătarea Domnului Iisus Hristos la Marea Tiberiadei, s-a arătat ucenicilor. Eu vreau să garantez lucrul acesta, să concretizez acest lucru al învierii Domnului Iisus Hristos. Știți care este? Faptul că noi suntem aici. Slăvit să fie numele Domnului. Noi suntem o mărturie înaintea oamenilor când îl mărturisim pe Dumnezeu, când spunem la lucru sau unde suntem sau în călătorie, că avem un Dumnezeu mare, un Dumnezeu care face lucruri mari și minunate, Dumnezeu știe să mântuiască, Dumnezeu știe să scoată din groapă, de acolo ce dacă cineva te-a apăsat și te-a pus în groapă, poate că oamenii ca pe Ieremia, poate că Satana care se luptă pentru sufletele noastre, te-a pus de deznădejde în inimă, dar ai venit în seara aceasta, în locul acesta unde Dumnezeu poate să te ridice și Dumnezeu să ne ridice pe toți la o stare după voia lui Dumnezeu. Avem nevoie în felul acesta de cuvântul lui Dumnezeu și despre învierea Domnului Iisus Hristos. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, te rog, afișează din Fapte, capitolul 2, versetul 32 și zice acolo apostolul Petru, zice:
după predica care a predicat-o în ziua cincizecimii, Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori a Lui, dă-i mai departe. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta Lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți mai departe, căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice Domnului, Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea, până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Și Dumnezeu a împlinit acest cuvânt al Lui, spus prin David, în ziua în care Domnul Iisus Hristos a călcat pe boldul morții, s-a înălțat la cer, a înviat și s-a înălțat la cer și stă la dreapta Lui Dumnezeu. Și în seara aceasta știți ce este Domnul Iisus Hristos pentru noi? Ca o dovadă că a înviat din morți, avem mărturia din cuvântul Lui Dumnezeu care spune un lucru extraordinar. În 2 Timotei, capitolul 1, vă îndemn, dar fraților, să faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni cu cereri și mijlociri pentru toți oamenii, pentru împărați, pentru cei ce sunt înălțați în dregătorii. Capitolul 2, versetul 1 în jos. Pentru ca astfel să ducem o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea, lucrul acesta este bun și primit, bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți, să vină la cunoștința adevărului, și aici e important lucrul acesta, pentru ce face Domnul Iisus Hristos la dreapta lui Dumnezeu, căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Iată ce mai face dovada învierii Domnului Iisus Hristos, este că astăzi este acolo la dreapta Tatălui, în pilda smochinului din Evanghelia după Luca, pe care Domnul Iisus Hristos o dat-o așa de clar, așa de înțelesul tuturor, că El s-a dus acolo la Tatăl și mijlocește pentru tine și pentru mine în seara aceasta care suntem aici, mijlocește pentru aceia pe care noi îi aducem pe braț de rugăciune înaintea lui Dumnezeu, că zice cuvântul lui Dumnezeu prin Iov, că dacă există un mijlocitor, un înger, un mijlocitor înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu, dacă se găsește un mijlocitor, un înger, Dumnezeu zice îngerului, du-te și izbăvește-l, că am găsit un preț de răscumpărare pentru el. Și acesta este prețul nostru de răscumpărare. Este Domnul nostru, Iisus Hristos, care șade la dreapta lui Dumnezeu în timpul acesta, în clipa aceasta. Și dacă îți îndrepti gândurile și viața ta, o pui la picioarele Domnului Iisus Hristos și lepezi tot ceea ce nu este după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să facă lucruri mari și minunate. Slăvit să fie numele Domnului. Aș dori ca să fim încredințați în acest lucru, că înaintea lui Dumnezeu avem pe Domnul nostru Iisus Hristos, care mijlocește pentru mine. Lui îi pasă de sufletul meu, de sufletul tău, de aceea și-a dat viața, o răscumpărat și pe mulți oameni, zice în Isaia, îi va pune într-o stare după voia lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Domnul fie binecuvântat, că avem la Tatăl, avem la Dumnezeu, Dumnezeu în strălucirea Lui, în sfințenia Lui. El n-a putut să privească înspre păcatele noastre, n-a putut să ne vadă așa de sfânt și de corect și de o lumină strălucitoare este Dumnezeu. Dar a venit Domnul Iisus Hristos și s-a interpus între Dumnezeu și noi și a zis, Tată, mă duc eu, în scurul cărții este scris despre mine, mă duc să fac voia ta, Dumnezeule, slăvit să fie numele Domnului. Ar fi multe lucruri de spus în seara aceasta despre mărturia învierii Domnului Iisus Hristos, despre mărturia lui Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu în timpul veacurilor, ceea ce a făcut Dumnezeu cu omenirea, slăvit să fie numele Domnului. Și noi în seara aceasta suntem aici ca să ne putem bucura de mântuirea care ne-a dat-o. Nu mai zice cuvântul lui Dumnezeu, luați bine seama. Luați bine seama la felul vostru deșert de vețuire. La ceea ce am făcut noi în trecut, să ne aducem aminte că Dumnezeu ne-a scos, că Dumnezeu ne-a pus, că Dumnezeu ne-a așezat și ne-a pregătit un loc acolo în cer, că acolo unde este El, să fim și noi împreună cu El. Să nu cădem în aceeași pildă de ascultare, cum au fost evreii în vremea când au ieșit din Egipt,
Și până când au ajuns în Canaan, în Ierusalimul acesta pământesc, de câte ori l-au ispitit pe Domnul Iisus Hristos. Nu s-au dus niciodată cu gânduri bune la Domnul Iisus Hristos. S-au dus ca să-L ispitească. Și avem în Cuvântul lui Dumnezeu, știți destul de bine. Dar Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, s-a arătat celor sinceri. Și la învățătorii din Israel s-a arătat. S-a arătat lui Nicodim. S-a arătat la mai mulți și i-a mântuit, slăvit să fie numele Domnului. O dovadă. Domnul Iisus Hristos în seara aceasta nu vrea să respingă pe nimeni. Nu vrea să lepede pe nimeni. Și va juga frumos ca să învățăm câteva lucruri. Ridicați-vă în picioare, aș vrea să dau citire la câteva versete din Cuvântul lui Dumnezeu și am ales acest text. Mi-ar place să fie biserica noastră așa. Mi-ar place tare mult. Din cele 7 biserici din Apocalipsa, am ales biserica din Teatira și zice Cuvântul lui Dumnezeu, versetul 18, capitolul 2 în jos. Îngerului bisericii din Teatira scrie, iată ce zice Fiul lui Dumnezeu care are ochii ca para focului și ale cărei picioare sunt ca rama aprinsă. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă că sunt mai multe decât cele din tâi. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorocită, să învețe și să amăgească pe robii mei, să se dedea la curvie și să mănânce din lucruri jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moarte pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Vouă însă tuturor celor din Teatira care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi o altă greutate. Nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Cel ce va birui și cel ce se va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Amin. Vă rog să ocupați loc. Iată, înaintea noastră o biserică și din cele 7 biserici, 2 biserici sunt care Dumnezeu nu le-a luat sfeșnicul. Nu le-a spus că vin să-ți iau sfeșnicul. Este biserica din Smirna și biserica din Teatira. Singura biserică din Smirna, n-am îndrăznit să citesc acest cuvânt care era înaintea lui Dumnezeu perfect, am putea spune. Așa vedem scris în Cuvântul lui Dumnezeu. Nimic n-a găsit la biserica aceea. La biserica din Teatira a găsit ceea ce am auzit, dar Dumnezeu, în marea lui bunătate și îndurare, despre biserica aceasta are o promisiune sfântă. Și eu cred că și despre biserica noastră de aici, biserica Domnului de aici, Dumnezeu a făcut o promisiune sfântă. Știți de ce? Vreau să vă spun ceva. Sunt, poate chiar de la începutul bisericii aici, poate câteva luni înainte au fost frații care s-au adunat. Și în cursul vremurilor, Dumnezeu a promis despre biserica noastră un lucru extraordinar. Știți ce a promis Dumnezeu care mă bucură cel mai mult? Că Duhul Sfânt va propăși în lucrare în biserica aceasta. Duhul Sfânt lucrează și va lucra în continuare la cizelarea fiecăruia dintre noi în parte, ca să putem ajunge toți și potrivi la lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare în parte. Slăvit să fie numele Domnului! Este o promisiune așa de frumoasă și atât de bucur. Și vă spun lucruri care, când stau așa să mă gândesc, de multe ori am fost descumpănit, pus la tot felul de încercări și de probleme și de necazuri.
Știți ce m-a ținut în picioare ca să fiu aici în mijlocul dumneavoastră după 35 de ani? Lucrarea Duhului Sfânt, promisiunea lui Dumnezeu. Și ne bucurăm că în seara aceasta suntem aici cu toții împreună și dorința mea arzătoare este, cum a fost a Apostolului Pavel, faceți în bucuria de plină și aveți o simțire, o inimă, un suflet și un gând. Și asta doresc pentru biserica noastră, să ajungem cu toții la cunoștința asta, ca să potrivim bine în lucrarea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și cuvântul lui Dumnezeu din seara aceasta aș dori să fie pentru biserica noastră, uitați ce spune aici, știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, care sunt mai multe decât cele din tâi. Doamne, îndură-te! Să fim plini de fapte bune. Nu faptele ne mântuiesc, așa este adevărat, frații spun și e corect ce spun. Pe noi ne mântuiește credința în Domnul Iisus Hristos, dar dacă nu umblăm în faptele pe care le-o pregătit, Evanghelia după Matei, capitolul 25, când Domnul Iisus Hristos vorbește despre judecata viitoare, zice acolo un lucru extraordinar. Vă rog foarte frumos să-l citiți, dar să-l citiți cu așa atenție de mare. Și acolo zice că va despărți pe unii de alții și va zice celor de la dreapta, veniți binecuvântați tatălui meu, am fost flămând, am fost gol, am fost în închisoare, am fost în spital, am fost bolnav, am fost în cutare loc, am fost în cutare loc. Vedeți? Merită să facem fapte? Eu cred că da. Și Dumnezeu să ne însuflețească. Ca faptele noastre de acum, când auzim de necazuri, de probleme, de greutăți, pentru că, slavă lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a binecuvântat pe toți. Ăsta e adevărul. Într-o măsură mai mică sau mai mare. Îmi aduc aminte când am venit aici în Australia și cum eram noi și cum lucram și pe 4-5 dolari pe oră m-am muncit până când îmi plezneau ochii din cap. Ăsta e adevărul. Pentru 5 dolari pe oră. N-au fost faptele noastre de atunci. Nu ale mele, ale noastre, a bisericii de atunci, cum sunt faptele de astăzi, ca să strângă la o colectă 5-6 mii de dolari pentru cei necazuri. Atunci poate dacă se strângeau 2-300 de dolari, nu știu dacă se strângeau. Vedeți? Eu cred că biserica din Perth crește din putere în putere, din fapte bune în mai bune, în tot mai bune, să fie tot mai multe, să le înmulțească Dumnezeu și să fim o mână de ajutor pentru cei ce sunt în nevoie. Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta și Dumnezeu să ne ajute. Și am desprins din cuvântul acesta lui Dumnezeu, avea Dumnezeu ceva împotriva bisericii din Teatira. Dar iată ce am împotriva ta, tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorocită, să învețe și să pângărea, să amăgească pe robii mei ca să se dea la curvie și să mănânce din lucruri jertfite idolilor. Este un fapt negativ la biserica aceasta din Teatira. Și dacă la noi sunt lucrurile acestea, fraților, toți suntem oameni, haideți să recunoaștem. Toți avem o inimă, toți avem un suflet, toți avem un gând. Eu aș vrea să întreb în seara aceasta, nu mi-a venit, acum îmi vine gândul în minte. Fratele Dumitru, fratele Beni, frații care sunt slujitori, fratele Vasile Bara, puteți voi pe toți frații din adunare ca să-i supravegheați așa în totalitate, să nu facă nimic ce nu-i după voia lui Dumnezeu? E cu neputință. Sunt și ei oameni ca și noi. Dar fiecare suntem datori și în Evrei, în capitolul 10, acolo zice să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Noi, unii față de alții. Să fim așa de lipiți unii față de alții ca să ne putem înțelege, să putem merge pe același drum și să ne putem îndrepta. Tu îmi știi, icul meu care l-am în inimă, frate Dinu, așa e că ești lângă mine. Acolo. Mai știi că mai eu știu mai ce fac, mai ce... Sau fratele Ducu, sau fratele care e lângă mine acolo. Putem să ne cizelăm unii pe alții. Frate, nu-i bine, nu-i frumos. Eu am învățat, în felul acesta am învățat multe lucruri. Ca să pot să-mi închid gura
ca să pot să nu mai vorbesc și dacă vorbesc, să vorbesc cuvinte ziditoare despre frați, ca dărâmai foarte ușor. Așa de ușor dărâmi un zid, bași buldozer într-o casă și o dărâmi rapid. Dar ca să o construiești, cât timp îți trebuie, frate și soră? Un an, poate doi. Poate mult plâns, poate mult post, poate multă rugăciune, ca să ridici casa aia din nou. Să fim oamenii aceia care să zidim, să zidim pe temelia pusă de apostoli, aur, pietri și mărgăritare și tot ceea ce este sfânt și bun, ca să crească clădirea lui Dumnezeu să fie bine închegată în mijlocul nostru. În cuvântul lui Dumnezeu se vorbea, mi-a plăcut foarte mult miercuri de fratele Fineas. Dumnezeu să te binecuvinteze, frate, dacă ești aici. Ceea ce a vorbit din Romani, din capitolul 2, și acolo e reflectat cuvântul lui Dumnezeu pentru oameni care vor să se pocăiască și oameni care nu vor să se pocăiască. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Romani, vă readuc aminte, capitolul 2, versetul 3 în jos. Și crezi tu, omule, care judești pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu, sau desprețuiești tu bogățiile bunătății în găduințe și îndelungii lui răbdări, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Și în seara aceasta este un semnal de alarmă pentru toți cei ce suntem aici, că bunătatea lui Dumnezeu încă nu s-a sfârșit. Nu, categoric. Ne îndeamnă la pocăință? Aș vrea să mă opresc aici, să nu citesc mai departe, pentru că femeia aceasta care făcea tot felul de lucruri acolo în biserică sau oamenii care făceau lucrurile acestea și-au împietrit inima și-a adunat o comoară de mânie aprinsă în ziua dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Dumnezeu mai e bunătate pentru mine și pentru tine. Și tu știi în ce ești prins, în ce laț ești prins. Zice cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, spune Domnul Iisus Hristos un lucru extraordinar. Dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Fratele meu, sora mea, cel ce asculți cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, crezi cuvântul acesta lui Dumnezeu? Eu categoric îl cred. Îl cred categoric că Domnul Iisus Hristos ne poate face slobozi, liberi de robia în care diavolul caută să ne prindă cu șiretlicurile lui amăgitoare. Și dacă te face slobod Fiul lui Dumnezeu, e slobod. Simți că în inimă dispar lucrurile care n-au mai fost? Simți că în inimă apare bunătate? Apare dragoste față de vrăjmașul tău? Apare iubire? Apare smerenie? Apare umilință? Chiar și înaintea unui copil, eu am ajuns, îmi pare rău, o spun, ca o mărturie aici, în mijlocul dumneavoastră, la un tânăr, la un copil. Copiii mei sunt mult mai mari decât respectivul. Am greșit. Și am spus ceva ce nu-i bine ca să-l spun ca și credincios. Și am zis, nu, mă duc și îmi cer iertare. Mă duc și îmi cer iertare de la un copil că l-am întristat. Pentru că Dumnezeu nu mă lasă să vin aici un îngânfat, un încrezut, un înfumurat, că cine-i ca mine, nu? Și chiar dacă vin, eu primesc de la Dumnezeu o pedeapsă mult mai mare. Mă păzesc. Păziți-vă de orice lucru vi se pare rău, zice cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Să ne păzim de orice lucru care ni se pare rău. Și zice cuvântul lui Dumnezeu, totuși îl citesc, poate că este benefic pentru cineva. Dar cu împietrirea inimii tale, îl cunoști pe Dumnezeu, îl știi pe Dumnezeu, care nu vrea să se pocăiască.
Nu vrea să se smerească. Nu acceptă bunătatea lui Dumnezeu în inimă, inima respectivă. O inimă îngânfată, o inimă mândră. Desconsider pe frați, desconsider pe tine, copilașii aceștia care au cântat extraordinar de frumos. Cresc aici în casa lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și Dumnezeu să-i întărească, sunt viitorul bisericii noastre, dacă Dumnezeu va mai ține lumea. Să lucreze Dumnezeu cum știe El că e mai bine pentru noi. Și noi pocăiți să ne pocăim. Și cei ce nu-L cunosc încă pe Dumnezeu unde a ajuns, să-L cunoască. Vreau să vă spun ceva. Am spus-o când am fost în țară, în mai multe biserici, și mi-a venit gândul acesta acum să-L spun și aici. Dragul meu, poți să trăiești 1.000.000 de ani, să zicem prin absurd, dar vine o zi. Până în ziua aceea nu te trage Dumnezeu la răspundere, dar vine o zi când trage Dumnezeu linia și ai trecut dincolo, până la linia aia ce ai făcut aici, te trage Dumnezeu la răspundere. Mai ai timp, nu știu când e linia ta, care ești aici în seara aceasta. Poate să fie în seara aceasta ultima chemare pentru tine. Poate că să fie, eu știu dacă mai îngăduiește Dumnezeu ziua de mâine pentru mine și pentru tine. Dar în seara aceasta, dacă simți în inimă că îți vorbește Dumnezeu, că Dumnezeu a rânduit o zi de judecată, că Dumnezeu mai are milă de tine și în seara aceasta, ca sufletul tău să fie mântuit, să iei un legământ în inima ta, să faci tu cu Dumnezeu, să spui, Doamne, îți mulțumesc că m-ai cercetat, îți mulțumesc că Tu te înduri de mine, îți mulțumesc că mă simt liber, dar vreau să te mărturisesc cu toată inima mea și cu toată viața mea de acum înainte. Încă nu-i târziu. Astăzi, zice cuvântul lui Dumnezeu, cât încă ușa Harului este deschisă, nu-ți împietri inima, ci primește-L pe Dumnezeu în inima ta să fii mântuit. Tu și casa ta, ca în temnicerul din Filipi, ca în Lidia vânzătoarea de purpură, ca toți cei ce L-au primit pe Domnul Iisus Hristos, ca samariteanca, cântarea extraordinară pe care o cântat-o fratele Cornel, Domnul să te binecuvintează, sora Lidia Cobel, Domnul să vă binecuvinteze, care ne-a uns așa inimea. Domnul Iisus Hristos încă mai este apa vieții și El vrea să-ți dea din apa vieții. Nu-i voie să te duci în Israel, la fântâna lui Iacov, nu? Fântâna este aici și fântâna Harului este El. Slăvit să fie numele Lui. Dacă îl primești ca Domn, ca Mântuitor și cauți să-ți rânduiești viața după voia Lui, poți să fii mântuit, slăvit să fie numele Domnului. Aș dori ca Dumnezeu să ne învrednicească pe toți și să ne pocăim de toate faptele noastre și să ajungem ca bucuria lui Dumnezeu în inima lui Dumnezeu să fie deplină și să se bucure Dumnezeu de noi. Vin o slugă bună și credincioasă. Aș dori cuvântul acesta să fie pentru fiecare dintre noi care suntem aici și pentru fiecare, pentru aceia care noi ducem pe braț de rugăciune înaintea lui Dumnezeu, ca să fim împreună cu El, cu ei, în împărăția lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu în fapte, cu care vreau să închei, în fapte, capitolul 17, versetul 28 și cu 31, un cuvânt de încurajare pentru noi în seara aceasta. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, clar, categoric. În El avem viața, mișcarea și ființa. În El avem trupul nostru, în El avem sufletul nostru, în El avem mișcarea cu picioarele noastre, ființa noastră întreagă. O avem în El. Și de la El vine
puterea de înfăptuire. De la El vine puterea care ne cercetează mintea noastră și inima noastră și ne repune într-o stare după voia Lui, dacă acceptăm noi. Bine ar fi ca toți să acceptăm, să-L primim în inimile noastre și să acceptăm, Doamne, ai pus mâna pe noi, fă ce vrei cu noi, cum vrei, Doamne, numai dorința mea, și cred că fiecare dintre noi este cu toții, așa cum suntem aici, să ne întâlnim în Împărăția Lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.